Primăria Capitalei anunță că fiecare dintre cele 6 sectoare va avea câte un nou cămin pentru persoanele vârstnice. Primarul Gabriela Firea susține că programele și măsurile pentru vârstnici sunt o prioritate pentru actuala administrație și o preocupare constantă pentru îmbunătățirea calității vieților. Conform datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2017 în București erau înregistrate peste 425.000 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani. Acestea reprezintă 22% din totalul populației capitalei. Totodată există 9.520 de vârstnici cu dizabilități. Municipalitatea precizează că are deja un cămin dedicat persoanelor vârstnice, respectiv căminul Academician Nicolae Cajal, unde se asigură servicii comunitare pentru 80 de bătrâni aflați în dificultate. În curând va fi dat în folosință un al doilea cămin destinat vârstnicilor, și anume Centrul Rezidențial Sfânta Teodora, care va oferi servicii pentru aproximativ 120 de bătrâni.